și anul 2010 ne aduce în casele dumneavoastră cu noi ediții de bun gust, cu invitați care își demonstrează maestria în arta gătitului la noi în emisiune, cu tot felul de picanterii și de rețete care mai de care mai gustoase. Ce v-am pregătit pentru astăzi este o emisiune specială, o emisiune de început de an, cu un personaj mai mult decât cunoscut pe plan local, Mihai Chira. Cu ce să începem? Jurnalist la Craiov, președintele clubului Bucovina. Nu poți fi jurnalist la Craiov, poți fi doar jurnalist, din punctul meu de vedere. În primul rând, la mulți ani. Și vreau să transmit și un mesaj de bine pentru cei care urmăresc emisiunea asta. Am zâmbit la un moment dat când ați început prezentarea, pentru simplu motiv că a zis că e vorba de prima emisiune, trebuie să încep cu dreptul. Și mă gândeam ce rafinate ar trebui să am eu ca să înceapă emisiunea atât de frumos. E ok, în regulă, am sunt o toată silința, nu neapărat că știu să gătesc, cât știu să condimentez lucruri pe care le fac. Și asta o să o demonstrez mai încolo. E ok, e o provocare. Vreau să spun de la început că sunt destul de emoționat. N-am mai avut până acum asemenea provocări. Mă urmărea tata când eram mic, apropo de poveștile care bănuiesc o să le spunem astăzi în materie de artă culinară. Și aici pun între ghilimele că la mine numai artă nu va fi, dar și improvizația. Gătitul în sine e o artă, dacă stai și te gândești. Da, da. Și ca orice artă poate fi făcută cu talent sau mai puțin talent. Pentru femeie e simplu, pentru că am avut și un prieten de-al nostru comun mai devreme, spuneam că pentru femeie e simplu, pentru că dacă nu știu să gătească, știu să se gătească. Sunt două lucruri care fie nu fac unul bine, fie nu fac celălalt bine. Dar, în general, știți cum se zice, că bărbații sunt maestri bucătari, dar numai vârfurile dintre noi sunt mai niște bucătări. În rest, medium și baza, vai de capul nostru. Sunt frumoșel? Da. Da, bun. Dacă sunt frumoșel, putem da drumul. Începem? Sunt frumoșel, da? Și dacă? Putem da drumul dacă sunt frumoșel, nu? Dar tu n-auzi în căști? Da. Dar auzeam cu urechile. A, da? Da, așa trebuie. Așa trebuie? Da. Cu urechile auzi pe ea. Aha. Ce drăguț. Bagă. Da. Nu? Trebuie să recunosc că soția mea, Erica, știe să gătească foarte bine, cel mai bine. Să consemn chestia asta că s-ar putea să fiu ratat la... Ținem neapărat să păstrăm bucățica premii. Asta, da? Ha, ha! Nu aveți dumneavoastră timp liber la dispoziție cât am eu de dat de băută din banii ăștia. Vă văd foarte serios. Nu credeți că am să câștig? Dacă câștig, cât îmi dați? Așa, din buzunar. Tot eu trebuie să vă dau. Dar nu am să vedeți care-i treaba. Fiți atent aici. Aoleu, la milimetru am ratat roza asta, doamne. Am găsit busuioc. Aveam o întrebare foarte interesantă așa. Chiar ați mâncat din tot ce au gătit băieții ăștia? Da. Și aveți un top 5, 6, 8, 10? Nu-mi permit să fac alegeri de genul comparație, nu? Deci fiecare invitat în felul lui a fost cât se poate unicat. De special. Cum voi fi și eu de altfel? Deci de trebuie mult să... bun gust, da? Deci... mult bun gust, da. Deci eu întotdeauna mi-am propus să fiu printre primii trei. Locul întâi nu-l vreau niciodată, pentru că toți vă locul întâi, eu vreau locul doi. Să știți că n-am nicio cunoștință de cum să aleg vinurile, dar așa îmi place să mă dau mare de nu vă vine a crede. Și cum nu prea cred eu că există mulți, nu o să înțeleagă ce fac eu aici, dar între timp o să... Sper că nu ne filmează, că o să fie un moment acum delicat la pește aici. Foarte delicat. Eram cât pe ce să câștig, eram cât pe ce să câștig la lor. Ce dacă făceai cu banii dacă câștigai? 20.000 de lei. Făceam o firmă de catering să vină să gătească o da, nu. Făceam o fermătoare. Cum fac toți bărbații aici? Îmi plăteam datoriile și cu restul să mai aștepte că viața e lungă și anul e destul de dificil. Sunt 3-4 procedee de omoră crapul. Se izbește de marginea bazinului de 3-4 ori și el moare între timp. Da, e foarte bun. Erau cu ardei. Nu, că numai doi ne trebuie, stați așa, că nu o facem atât. Nu facem dezmăți culinari, facem rafinamente culinare. Aoleu! Spuneți-mi unde sunt condimentele. Condimentele sunt în casa aia. Da, mulțumesc. Dacă știți, sunt trei categorii de ulei de măsline. Virgin, extra virgin și mult prea virgin, nu? Deloc virgin. Sau deloc virgin. Sună, sună, fi extra virgin. Serios, dacă nu. Și
la atingere, pare așa. Da. Da. Nu? Da, și crapul nostru e destul de mare. Da, 2 litri are. 2 kg. Vrei să al treilea sortiment? 2 litri are crap? Ha, ha. Hai să luăm ouăle dacă tot suntem aici. Da, o să luăm vreo 60, că dacă tot avem crapul de 5 litri. Ha, ha. Nu vreți să stăm amândoi la coșul ăsta? Îmi rup spatele. Aici e mâncare pentru 50 de familie, vă spun 500. Minuna. Un om mare odată. Și să veniți cu asta la mine când o să fiu primarul și cepei. Bine, n-ați vrut. Ați pierdut o șansă. Nu. Deci, doamnelor, un vin rece, da? M-o simți băieții că sunt meseriași. Uite ce urât să uite la mine. Fii atent, da? Noi ce vreau voi, mă. O râdeți că o să ajungeți și voi. Ca mine, nu? Că voi le aveți, da? Oh, nu! Mă întreabă soția cum merge treaba. Deosebit. Poți să-i răspund că deosebit? Poți să-i spun că deosebit. Deosebit îi spun. Ha, ha. Să despre ce ai nevoie în materie de vase. De un bucătar. De un bucătar așa pe nevoie. Dacă se poate, aș fi foarte încântat. Dacă mai aveți cumva comenzi în sală, unde sunt fetele? Să anunțe că avem crap la cuptor, că nu face. Să-l tragă în meniu acum. Să-l tragă la mocăceală. Să-mi spuneți când se filmează ca să dau și eu drumul? La că este un moment de 1 2 3 și este un moment de concentrare internă care era un flux de energie. Și avem nevoie de un cuțit. Așa. De un cuțit și de un fund. De un așa, de un platou de la pe care să mă organizez. Îmi dați un cuțit și un fund. Și o tavă în care se pun animalul. Îmi cer și eu acasă de astea. Crap viu eviscerat. Adică... Măi băiatule, măi frumosule. Dar nu plecați de lângă noi. Mai avem atâta treabă. Mâncarea la mama. Să-l mai lăsăm să se respire un pic, părerea mea. Așa. Haideți să vă povestesc cum e problema. Aveți emoții cu crapul ăsta. Să zici măcar nu are intestine. Doamne. Nu. Smântână aveți? Nu. Așa o lingură, două, trei, un litru. Smântână? Așa ce mi-ați dat toată aia? Oh, nu! N-a strâns niciodată așa emoții lângă un, nu, lângă un jurnalist, crap. Lângă un crap. Nu. Așa fac, recunosc că nu e foarte corect, fac și pe soția mea. Unde știu că sunt punctele slabe, încerc să consolidez eu furtăreața, că spun, doamne, fără mine nu făceai nimic la afacerea asta. Cine îți stăia ții pe? Nu-i place să tai pește. Deci dacă îi aduc pește să-l curețe, mai bine nu-i aduc. Ei fac altceva. Orice numai pește să nu curțe, e foarte miloasă și când vede că se zbate, începe să... Doamne! Toată lumea cere să-i fie tăiat capul. Nu. Da-te-o grămadă. Ce să fac? Doar că vă spun, o să râdeți de mine și nu vreau să vă zic. Sunt la emisiunea de la prima TV aia cu care o fac băieții în Carrefour și în Taco Loco cu gătești pentru... Da. Mulțumesc, domnul Coan. Ba da, vin, dar azi m-am simțit foarte rău că... Da. Da. Mai mult decât plăcere. Bine, să trăiți, mulțumesc. Da. Ce băieți de treabă. V-ați făcut școală pentru asta, eu încă învăț cum se ține cuțită în mână. Sper să nu fie foarte, foarte iute, pentru că atunci, în seara asta, nu să mai puteți avea niciun fel de activitate extra home. Se filmează. Da, am spus-o special, că îmi găseam, niște cuvinte mai... Dacă îmi găsești cuvintele. Cuvinte altfel mai grunțuroase. Da. E momentul de final. Este frumoșat? Da. Asta o dai la gaf, las că știi. Ce se? Ce simplu este faci de râs. Ce simplu este faci de râs. Eu sper să nu nimeresc astăzi foarte des momentul ăsta.